V-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Sandra Niculaescu și vă prezint informațiile meteo. Și astăzi am avut o zi frumoasă, cu soare mult și temperaturi normale pentru această perioadă. Termometrele au indicat o minimă de minus 10 grade Celsius la Vintilă-Vodă și Merei și o maximă de doar 2 grade Celsius în zonele deșese ale județului. S-au înregistrat temperaturi de minim minus 7 grade Celsius și o maximă de 2 grade Celsius la Buzău, o minimă de minus 9 grade Celsius și o maximă de 1 grade Celsius la Nehoiu, o minimă de minus 7 grade Celsius și o maximă de 2 grade Celsius la Pogoanele și o minimă de minus 7 grade Celsius și o maximă de 1 grade Celsius la Râmnicu Sărat. La Vintilă-Vodă s-a înregistrat o minimă de minus 10 grade Celsius și o maximă de minus 1 grade Celsius. La Lopătare a fost dimineața o minimă de minus 9 grade Celsius și o maximă de 1 grade Celsius la prânz. Iar la Merei s-a înregistrat o minimă de minus 10 grade Celsius dimineața, iar la prânz o maximă de minus 1 grade Celsius. Pentru acest weekend, meteorologii anunță revenirea ninsorilor pe întreg teritoriul județului. Temperaturile de sâmbătă vor fi în limitele normale, iar cele de duminică vor înregistra o scădere. Termometrele vor arăta o minimă de minus 2 grade Celsius și o maximă de 0 grade Celsius la Buzău, o minimă de minus 4 grade Celsius și o maximă de minus 2 grade Celsius la Nehoiu, o minimă de minus 2 grade Celsius și o maximă de 0 grade Celsius la Pogoanele și o minimă de minus 3 grade Celsius și o maximă de minus 1 grade Celsius la Râmnicu Sărat. La Vintilă-Vodă vor fi o minimă de minus 6 grade Celsius și o maximă de minus 2 grade Celsius. La Lopătar va fi o minimă de minus 5 grade Celsius și o maximă de minus 2 grade Celsius la prânz, iar la Merei se vor registra o minimă de minus 6 grade Celsius dimineața, iar la prânz o maximă de minus 2 grade Celsius. În țară, cerul va fi variabil, se va înnora treptat spre seară și noaptea, când vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare. Temperaturile maxime se vor încadra în general între minus 4 și 6 grade Celsius, iar cele minime între minus 11 și minus 2 grade Celsius. În București, cerul va fi variabil în prima parte a zilei, apoi se va înnora treptat, vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 0 grade Celsius, iar cea minimă va fi de minus 10-8 grade Celsius. La munte, cerul va fi variabil, se va înnora treptat spre seară și noaptea, când izolat va ninge în munții Banatului și Carpații Orientali. Vântul va prezenta unele intensificări dimineața și noaptea pe voi și în depresiuni se va semna la ceață, temperatura aerului va crește ușor. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteo pentru acest weekend. Sunt Sandra Niculaescu și vă mulțumesc pentru atenție. Noi ne revedem luni la aceeași oră la un nou grupaj informativ. Până atunci vă doresc să aveți un weekend cât mai plăcut alături de Campus TV.